Editura Scrisul Română se înființa la Craiova în anul 1922, iar revista cu același nume apărea în 1927, fiind fondată de către criticul literar Dumitru Tomescu. Seria a doua a revistei a apărut în ianuarie 2003, din inițiativa scriitorului Florea Firan. Prestigiul seriei noi a revistei este dat de către un colegiu editorial alcătuit din personalități marcante ale vieții culturale din țară și din străinătate, precum Adrian Cioroianu, Andrei Codrescu, Irina Mavrodin, Eugen Negriș sau Carmen Firan. Două instituții celebre, le spunem noi, pentru că totuși au o vârstă onorabilă, care au slujit cultura în zona aceasta a Olteniei, Craiova, Oltenia și, bineînțeles, în cultura națională, pentru că întotdeauna s-au situat alături de alte asemenea instituții, să spun, chiar la vârf. Colocviile revistei, reluate după 2 ani de pauză impusă de pandemie, au adus în dezbatere o temă primită cu mare interes, manipularea informației prin mass media. Manipularea este veche, este foarte veche, nu spun veche de când lumea, dar este într-adevăr veche de când lumea, societățile sunt conduse de forțe ale puterii, de grupări ale puterii, de partide, de organizații politice. Manipularea soft din democrație nu e cu nimic mai prejos, nu e cu nimic mai puțin nocivă decât manipularea și decât agresivitatea acestor forme de manipulare din o societate totalitară. Avea garda sus înseamnă că avea o educație, un anumit nivel de cultură, o anumită disponibilitate de a gândi cu capul tău și ajungem din nou la educație, astfel încât să poți să discerni, să poți să ai tihnea, să meditezi asupra unei știri. Manipularea face parte din viața noastră. Iar eu încerc să cred că este un dulce cuvânt, care e chiar dulcele, pe copii îi manipulăm cu dulciuri, adolescenții cu dulcegării, cei din campaniile electorale cu dulci iluzii, pe bătrâni cu dulci minciuni, lasă că ești bine, o să o mai duci. La acest aniversar au fost lansate o serie de noi apariții editoriale, printre care romanul Singurătatea bărbaților, semnat de Carmen Firan, sau volumul de eseuri din partea cealaltă al scriitorului Dumitru Radu Popa. Au fost decernate de asemenea diplome și premii pentru membrii ai colegiului redacțional și pentru colaboratorii care au contribuit la realizarea revistei în ultimele două decenii.